Salutare și bine ai revenit pe CryptoIs. În acest video vom vorbi despre Bitcoin, Ethereum și s-a anunțat și PIB-ul pe SOA, o știre destul de bine pe termen scurt, dar vreau să ne uităm peste un articol să vă spun părerea mea pentru termen scurt, dar și pentru termen lung. Cred că lucrurile sunt un pic cam vers, cum arată lumina din spatele meu pentru moment, dar trebuie să uh, nu uităm această imagine de ansamblu, imaginea macro, ca să știm cum să ne poziționăm față de piață, atât cu investiții, investiția cât și cu gândirea din acest moment. Vom urmări și DXY și S&P 500 și după cum știți dacă mă urmăriți pe Twitter am pus un short acum câteva zile pe S&P 500 câștigător. De ce să shortez Bitcoin când poți să shortezi S&P 500? Am făcut acest lucru pe Prime XBT și ai linkurile mele în descriere. Bonus până la 7000 de dolari la prima depunere și reduce 25% din fiuri. Nu ai nevoie de KYC până la 20.000 de dolari și dacă folosești acele linkuri ar ajuta și canalul foarte mult. O să mai vin cu niște tutoriale în viitor pentru Prime XPT și cum poți folosi margin trading de oarece acolo nu este futures trade, dar m-a încântat mult partea aceasta pe S&P 500 de exemplu că poți uh, să mergi short sau long. Nu uita să lași like, ca de obicei, să verifici linkurile din descriere, Instagram, Twitter, Patreon, dacă vrei de asemenea să ajut canalul să ai parte de uh, informații suplimentare din uh, partea mea, în fiecare săptămână postez de 3-4 ori pe Patreon, plus grupul unde discutăm zi de zi. Acestea fiind zise, să trecem la grafice. Bun, și începem în primul rând cu articolul. PIB-ul a crescut cu uh, 2.9% în al patrulea trimestru, mai mult decât se aștepta piața, chiar uh, dacă încă avem aceste temeri față de recesiune, dacă mergem pe calendar, uh, avem o așteptare a pieței 2.6% și actualul uh, 2. 9% față de 3.2% previous. Ne întoarcem la articol și la economia s-a încheiat anul 2022 într-o formă solidă, chiar dacă persistă întrebările dacă această creștere va deveni negativă în anul viitor, în 2023. Produsul intern brut al trimestrului al 4 suma tuturor bunurilor și serviciilor produse pentru perioada octombrie-decembrie, a crescut cu un ritm actualizat de 2.9%. A raportat joi departamentul de comerț. Economiștii chestionați de Dow Jones se așteptau la o valoare de 2.8%, dar pe forecast vedem chiar o valoare mai mică, se așteptau la 2.6%. Ei bine... Uh, ne ducem pe S&P 500 în primul rând. Consider că această știre poate să ducă Bitcoin spre 25-28 pe termen scurt. Desigur suntem foarte atenți dacă se mai întâmplă altceva, dacă vin anumite Black swan de ce nu, dar este o știre pozitivă în continuare, dar lumina aceasta verde parcă, parcă este un pic artificială din punctul meu de vedere. SPX-ul iese din trend line din nou și aici am ales să, să, shortez deoarece am mai făcut această mișcare fake-out anterior, Fake out anterior, uh, ne ducem un pic mai sus, suntem pe 4 ore, același fake out, deci trend ul pentru mine în momentul de față este foarte reprezentativ pentru SP500. Am zis că dacă ajungi în zona de 4101, 4123, se duce într-un triplu top în zona aceasta, atunci înseamnă că lucrurile sau au schimbat chiar mai solid în bine pe un termen scurt deocamdată stă în afara trendului deci țineți cont că orice poziție indiferent că e pe S&P 500, pe Bitcoin, pe Ethereum implică un risc da, am luat short perfect am și închis poziția dar după aceea ce făcea S&P 500 creștea totuși deci nu înseamnă că trebuie să puneți o poziție foarte foarte mare să vă bazați pe acest lucru orice se poate întâmpla momentan 4026, peste 4000 bullish SPX-ul poate arată ceva diferit, poate arată confirmare, poate arată un subsol din nou la trendline și vedem că atacă zona de 4100, un pic mai puțin probabil, dar atâta timp cât rămâne în, zo în zona aceasta ne poziționăm un pic bullish față de piață. Un mic semnal bearish ar fi din partea de XO-ului care pe 8 ore prinde putere, era într-un trend uh, destul de puternic descendent, aș spune, și părea că se îndreaptă spre zona de sport de la 101.2, dar pune această candelă extrem de mare, verde de, uh, de XOI, candelă de engulfing. Uh, deși Bitcoin uh, a stat destul de bine, SP500 a stat uh, destul de bine, nici de XOI nu vrea să cedeze momentan. Totuși, ultima candelă pe. 8 ore arată extrem de bine pentru cei care sunt aure, adică uh, deschide pe roșu, începe să scadă. Dacă vedem o candelă roșie peste cea anterioară pe DXY, poate chiar la zona de 101, ne gândim că Bitcoin atinge 25.000 în următoarea perioadă. Un pic de uh, mixed feelings față de uh, SPX și DXY. Dacă vedem DXY-ul că e în, în cădere în continuare și spx arată cât de că atunci ne poziționăm și mai bullish față de piață. Mergem la Bitcoin să vedem ce reușește acesta, suntem pe 12 ore, o să trec pe 8 ore, am avut această candelă, am menționat și pe Twitter, care a mai lichidat din shorts, inclusiv pe mine, dacă intram la zona de rezistență, am menționat că mă gândesc să intru, nu am apucat să pun poziția, dar genul acesta de candele te lichidează sau îți închide îți închid poziția la stop loss, nu trebuie să fii uh, lichidat neapărat. Deocamdată Bitcoin uh, aproape 23.000, 22.964 se menține foarte, foarte bine și suntem atenți pentru că a avut exact aceeași mișcare de acumulare ușoară în câteva zile în zona de 20.500 și a urcat la următoarea zonă. Targetul este clar, 25.000, și pe un termen scurt, eu zic că poate să vină. Dacă ne uităm și copiem aceste două candele, nu trebuie mai mult. Candele care au ieșit din fake out, o secundă, aceasta mare verde este cea mai importantă, desigur, cam așa ar veni. Și le punem cam pe unde este prețul. Cam asta ar însemna pentru Bitcoin dacă păstrează geometria perfect și simetria, cam asta ar însemna uh, să facă în următoarea mutare. După 25.000, totuși, devin uh, niște probleme mai mari dacă punem uh, VPVR-ul. M-ar interesa în zona aceasta. Este destul de pronunțat spre 30.000, rezistență foarte mare. O să pun și VPVR-ul. Uh, cel mare, bun, și cu VPVR-ul cel mare, care este același lucru cu fix range volume profile, doar că pe acesta îl găsiți free, gratuit. Dacă nu uh, vă permiteți să dați bani pentru Trading View, îl folosiți pe acesta. Acesta mare este mai convenabil deoarece stă pe toată zona. Vedem uh, practic cel mai mare punct pe VPVR în zona de 30.000 în cazul foarte bullish, Bitcoin se va opri până în zona de 30.000, de exemplu între 25 și 28.000, pe această cădere unde a lăsat și o imbalanță în urmă, din nou, dacă lucrurile merg bine, poate fi depășită foarte rapid zona. Deocamdată arată, din punctul meu de vedere, prea bine, sunt, sunt un pic cumpătat, volumul este aici, arată bine, RSI-ul dă un pic înapoi, dar rămâne peste zona de 70 și deja ne păstrăm în zona aceasta, în zona taurilor unde ar trebui să stăm foarte mult în bull market, da, suntem pe daily, pe weekly încă mai era, mai era loc, macd nu arată chiar groasnic, pierde un pic din momentum dar este nevoie de un mic pullback și pe MACD, ne mai interesează mediile pe daily, 100 și 200 și punem și mediile. Le lasă în urmă, știm foarte bine că de ceva timp a trecut peste 100 și 200 Bitcoin-ul, bullish, extrem de uh, bullish pentru această mutare, nu dă niciun semn că s-ar întoarce în triunghi. Cel mai probabil, știu că multă lume zice acest lucru, dar cel mai probabil va testa 25.000, cam ăsta este punctul meu de vedere momentan. Și încheiem și cu Ethereum foarte rapid, dacă ne uităm pe... 8 ore, volumul este aici, deși avem și volum de sel prezent, Ethereum nu prea mi-a plăcut cu această întoarcere în triunghi, formează și un micus triunghi descendent și pare un pic mai slăbus decât Bitcoin în momentul de față, se apropie de vârful triunghiului, să vedem dacă cumva confirmă pattern și îl va sparge, intră înapoi în triunghiul acesta mare ascendent și n-ar fi un semn bun pe termen scurt, dar nu dezastruos, deocamdată pentru semne dezastroase ne trebuie un minus 20-30%. Uh, Ce voiam să vă menționez, uh, rezistența de la 1640 pentru Ethereum într-adevăr a jucat un rol important și aceasta era o zonă bună, deși ori putea fi folosită de mai multe ori, de această dată pe Ethereum mișea destul de bine. Următorul prag care ar fi cam similar cu 25.000 la Bitcoin este 1790 și avem 2000 pentru raliul acesta din punctul meu de vedere ar fi cam topul local pentru Ethereum spre zona 2000-2041 de dolari. Dacă ne uităm pe uh, daily pe RSI vedem că RSI s-a corectat mai mult pe Ethereum coboară în zona de 65, deci din nou dominanța cea a Bitcoinului spune cuvântul și mengdio arată mai rău decât la Bitcoin. Se apropie de crossul de scădere pe daily, vedem și prima candelă, deși e foarte micuță, roșie pe histogramă în momentul de față, s-ar putea închide ziua cu un Cross descădere pe Ethereum, deci un pic mai slab momentan, dar este de urmărit și el, deoarece dacă îi punem mediile, a luat ca suport media ultimelor 200 de candele, ia să mă asigur, avem 100 și 200, da, cu alb este media ultimelor 200 de candele normal, luată ca suport destul de bine, deci ne poziționăm încă bullish, chiar dacă a pierdut suportul acesta din triunghi 1576, din triunghi ascendent, tot bullish ne poziționăm deocamdată, atâta timp cât rulează peste media ultimelor 200 de candele pe daily, lucru care nu s-a mai întâmplat în acest bear market, suntem destul de bullish. Ne uităm și pe VPVR pentru încheiere și pe Ethereum. O să-l pun pe acesta și putem să observăm același lucru. Mă refer la zona aceasta de 1700-2037. Toată zona aceasta are doar un punct de control pentru VPVR care nici măcar nu se compară cu VPVR-ul din 1585 sau 1269. Acest lucru ne-ar spune că ar putea fi o rezistență la 1875 de dolari. Dar, dacă taurii sunt suficient de, suficient de puternici, pot împinge la 2000 imediat. Deci, dacă mai vedem. Ceva ă, bullish sau bullish pe piață cred că dacă reușește și în peste 1640 se poate duce în 1786 prima fază, și după depinde mult din nou de ce se va întâmpla în piață. Poate mai revin și din persoanele care ă, au vândut prin zonele astea, au vândut pe la 1200-1400 deoarece. În piață se cam întâmplă acest lucru, când prețul începe să crească așa foarte rapid, revin persoanele care erau berișa cu ceva din când prețul era jos, crezând că se va duce numai în jos. De aceea, știți că strategia mea este să cumpăr pe pullback-uri, nu cumpăr niciodată pe creșteri, dar atunci când prețul se retrage, nu sunt îngrijorat în momentul de față. Mare, mare atenție cum faceți aceste mișcări. Dacă vin și acele persoane în piață, putem să ajungem la 2000 de dolari cu Ethereum și practic ar fi un pic mai puțin decât jumătate din Altai high, high, 4800 fiind jumătatea și deja nu ar arăta așa rău acest bear market. Cam asta a fost pentru astăzi. îți mulțumesc că ai urmărit. Nu uita să lași un like la final ca de obicei. Noi ne vom auzi mâine pe live ca în fiecare vineri. Să verifici linkurile din descriere, să-ți faci cont la Prime XPT dacă vrei să faci acest lucru, să-mi dai un follow pe Twitter și Instagram și de asemenea să te abonezi pe Patreon din nou dacă vrei să faci acest lucru și să mă ajuți. Noi ne auzim pe Discord. Seara bună!